Am revenit, Cătălin Urtoi, vicepreședinte al Asociației Împreună pentru a 8, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați venit în jurnal! Sărbuna, bine m-am regăsit! Recent ați fost numit consilier onorific al Ministrului Transporturilor. Cum a venit această hotărâre? Da, el este un proiect mai pe care noi l-am susținut de vreo 2 ani de zile, atât noi cei de la Împreună pentru a 8, cât și cei de la Moldova Vrea Autostradă. Am susținut acest lucru încă de pe vremea fostei guvernări, dar din păcate dânsii n-au înțeles ceea ce dorim noi de fapt să exprimăm prin această susținere. Și iată că am găsit deschidere din fericire la actualul guvern, la guvernul Partidului Național Liberal, care știm că de câteva luni a luat conducerea acestei țări. Iar asta ce înseamnă pentru asociațiile care militează pentru construirea autostrăzii? Înseamnă un pas înainte, înseamnă o recunoaștere a muncii noastre de voluntariat, care s-a făcut în ultimii 3 ani de zile. Înseamnă o recunoaștere, în primul rând, a proiectului, pentru că noi nu ne ducem acolo ca să ne aflăm doar așa în treabă, să vizităm Bucureștiul, ci chiar vom trece efectiv la treabă și avem multe de făcut. Nu vă ascund că imediat după numire deja am schițat un program. Eu împreună cu colegul meu Adrian Covăsneanu de la Moldova Vrea Autostradă lucrăm la acest program. Sâmbătă și duminică îl vom încheia. Program pe care îl vom prezenta Ministrului Transporturilor săptămâna viitoare, unde vom merge împreună și cu domnul deputat Bodea, care este de altfel și președintele Comisiei de Transporturi din cadrul Parlamentului Camerei Deputaților. Dumneavoastră ați luat hotărârea să nu fiți remunerat pentru această muncă în cadrul Ministerului? S-a pus la un moment dat problema de a fi remunerați, dar în cadrul asociațiilor, cele două asociații, am hotărât ca acest lucru să nu se întâmple, pentru că vrem să păstrăm o echidistanță, vrem să fim parteneri de discuții și doar atât. Cum văd reprezentanții noului guvern, să spunem așa, proiectul ce ține de Autostrada Unirii? Vedeți o deschidere mai mare? Sigur. Sunt mai multe speranțe? Da. Din punctul acesta de vedere, e clar că sunt mai multe speranțe, mai ales că după ultima discuție pe care am avut-o la Ministerul Transporturilor, alături de domnul ministru al transporturilor, alături de domnul deputat Bodea, alături de oamenii, directorul general al CNAIR, noul director general al CNAIR, nominal, care e pe funcție din august 2019, și alături de alți directori din cadrul Ministerului de Finanțe, Ministerul Fondurilor Europene, s-a decis niște lucruri, zicem noi, foarte importante pentru acest proiect, pentru a avansa. Acum, în ce stadiu este acest proiect? Stadiul concret în data de azi este pe tronsonul Târgu Mureș, Târgu Neamț, avem contract desemnat cu o firmă din Spania pe studiu de fezabilitate. Pe tronsonul Târgu Neamț, de fapt, aici e o mare dilemă. Noi toți spunem tronsonul Târgu Neamț-Iași, dar de fapt el este tronsonul DN2, intersecția cu DN2 până la Lețcani. Adică cei 67 de kilometri, acel parteneriat public-privat, care încă este la Comisia de Statistică și Prognoză. Acesta, de fapt, este și primul punct al proiectului nostru. Noi am cerut să se analizeze foarte clar această situație și acest tronson să treacă din nou la Ministerul Transportului, respectiv CNAIR. Eu vreau să reamintesc aici că, practic, acest tronson de 67 de kilometri nu e, cum spun cei de la Neamț. Mă refer la decidentul politic din fosta guvernare, care spune că dacă va trece parteneriatul public-privat, se va renunța la el, ce va pierde Neamțul? Nu, Neamțul nu va pierde nimic, pentru că Neamțul nu are nimic în momentul acesta. Din păcate, cei 67 de kilometri, din păcate pentru nemțeni, sunt doar pe raza județului Iași. Noi când am fost anul trecut, spre exemplu, în primăvară, la minister, și am vorbit cu doamna, fostul prim-ministru al României, cu doamna Dăncilă, și când am fost și mai devreme la Ministerul Transporturilor, am explicat foarte clar că din din acest studiu de fundamentare lipsesc 25 de kilometri dintr-un tronsonul Târgu Neamț-Iași. Acei 25 de kilometri care sunt de fapt de la Neamț până la DN2. Bineînțeles că la momentul respectiv s-a dat din numeri. Așa că ceea ce unii acum scriu că va pierde Neamțul, din păcate pentru ei nu pierd nimic. Ba, dimpotrivă, Neamțul și toate județele traseul autostrăzii vor avea numai de câștigat dacă vom reîntregi această autostradă, dacă vom relua din nou
de data aceasta serios toate proiectele, pe toate tronsoanele vis-a-vis de studii de fezabilitate și proiectare, în așa fel încât în următoarea perioadă să se țină licitație, și când spun următoarea perioadă, mă refer aici la prima jumătate a anului viitor, adică primul semestru, să zic așa, al anului viitor, în așa fel încât la finele anului 2020 să cunoaștem toți executanții de SF și proiect pe celelalte tronsoane de autostradă. Și repet, Târgu Neamț, Iași, Iași, Vânători, Vânători, Ungheni și podul de la Ungheni. În mare, de câți bani ar fi nevoie pentru realizarea acestui proiect? Săptămâna viitoare ne vom întâlni cu domnul ministru, tot săptămâna viitoare ne vom întâlni cu cei din CNAIR și cu directorul general și vom ajunge, deocamdată eu vă spun, este o nebuloasă, nimeni nu știe câți bani ne trebuie pentru, nu pentru proiectul în sine, că pentru proiect vom afla după finalizarea studiului de fezabilitate exact, și proiect. Exact. Eu mă refer acum strict la studiul de fezabilitate și proiectare. Toată lumea spune în jurul unei sume de 100 de milioane, 150 milioane, nu știm exact. Dar ce este cert, și asta susținem și asta au fost de acord și partenerii noștri, mă refer, din acest moment mă refer la Ministrul Transporturilor, în acest moment se dorește ca autostrada A8 să fie reintrodusă pe POIM 1. POIM 1 înseamnă Programul Operațional de Infrastructură Mare 2014-2020, în așa fel încât să putem accesa fonduri europene pentru studii de fezabilitate și proiect, adică 85% Comisia Europeană și 15% contribuția statului român. Despre parteneriatul public-privat, știu că s-a discutat foarte mult despre acest aspect. Va mai fi luat în vedere atunci când vine vorba despre realizarea autostrăzii sau orice formă de finanțare este binevenită? Noi spunem că orice formă de finanțare este binevenită, dar hai întâi să terminăm studiul de fezabilitate și proiectare, pentru că e privat, că e bancă, că e Guvernul României, că e Comisia Europeană, nimeni nu-ți acceptă să-ți ofere niște bani fără să știe ce se întâmplă cu această autostradă. Cât valorează, care este traseul, care sunt expropierile, un aviz de mediu care trebuie să-l obținem. Dar până acum nu a fost făcut niciun studiu privind construcția acestei autostrăzi? Ce mai exact a fost? Știți foarte bine că toate studiile care s-au făcut până acum s-au făcut din birou. Nici măcar la această dată, spre exemplu, e una din problemele care o vom ataca. Noi avem contract, spre exemplu, semnat pe studiu de fezabilitate pe Târgu Mureș, Târgu Neamț, dar avem informații foarte clare din teren că până acum nu s-a mers în teren pentru studiile geo. Sunt 9 luni de zile de când s-a semnat acest contract și pe studiile geo nu s-a intrat în teren. De aia noi vom merge și în teren, de aceea vom merge în birourile din cadrul CNAIR-ului, vom ajunge până la cel mai de jos, să zic așa, angajat, care lucrează la acest proiect, pentru că vrem să vedem unde se blochează proiectul, vrem să vedem ce se întâmplă cu aceste proiecte. Dar spuneți-ne, aceste studii care au fost făcute în trecut nu mai sunt actuale, nu mai sunt bune? Nu că nu mai sunt bune, ele nu sunt. Noi nu avem studii, ele nu sunt, practic. Dar s-au cheltuit niște bani. Da, s-au cheltuit niște Aveți bani. Aveți idee aproximativ câți bani s-au pierdut pentru studiile acestea exact care nu sunt? Nu mai știu exact sumele, oricum sunt de ordinul câtorva milioane de euro. E clar, cert este că bani s-au cheltuit, dar s-a pierdut foarte mult timp, care și timpul acesta înseamnă enorm de mulți bani pentru regiunea noastră. Știu că dumneavoastră în alte ediții vorbeați despre niște tronsoane care costau pe hârtie foarte mulți bani. Așa. Despre ce era vorba? Vă referiți la partea de execuție? La partea de execuție, exact. Noi acum revin și aici. Se știe foarte bine că tot s-a spus, ba e o sumă de 9 miliarde, ba e 6, ba e 4,2 miliarde euro. În momentul de față, noi nu avansăm nicio sumă pentru că avem, repet, avem nevoie de aceste studii de fezabilitate și proiectul. Până nu vor fi gata, exact ca o casă. Și să înțeleg că aceste studii vor fi luate de la zero, da? Ele nu sunt luate de la zero. Au un punct zero de plecare, dar nu chiar de la zero. Numai, noi de ce vrem, spre exemplu, vom ajunge la București și vom vedea întâi ce se întâmplă cu contractul vis-a-vis de acest studiu de fezabilitate pe tronsonul Târgu Neamț, Târgu Mureș. Vrem să vedem acolo, el normal anul viitor, în iulie anul viitor, ar trebui să fie finalizat. Ei, și vrem să vedem valoarea cu care s-a semnat contractul, este ok? Vrem să vedem dacă în cadrul acestei valori se fac studiile de studiul de fezabilitate va fi complet cu toate studiile geo, cu tot ce înseamnă, tot ce implică acest studiu de fezabilitate până la urmă. Cât ar putea dura acest studiu de fezabilitate în cazul în care există această deschidere despre care spuneați dumneavoastră și se dorește construcția autostrăzii? În cazul în care următoarea etapă
se bugetează, în primul rând trebuie să bugetăm acest studiu de fezabilitate. Este obligatoriu ca în bugetul pe 2020 să prindem valoarea, când mă refer la valoare, mă refer la contribuția statului român, măcar contribuția statului român de acel 15%. Trebuie bugetată. Obligatoriu în același timp trebuie făcută în paralel cererea prin care se cer finanțarea pe POIM 1 și imediat după aceea finalizate contractele. Ca și timp, ca și valoare. Mă întrebați ca și timp. Exact. Ca exact. Și timp, dacă așa pesimist, zic eu, ar trebui să punem probabil pesimist, nu optimist, eu zic că în maxim 2 ani de zile de aici încolo ar trebui să finalizăm cu toate studiile de fezabilitate. În așa fel încât, asta înseamnă 2020-2021, în așa fel încât este exact ce spunem noi de 2 ani și ceva de zile. Când începe noul exercițiu financiar, POIM 2, cum mi se spune acum, adică 2021-2027, noi să fim pregătiți cu aceste studii, să mergem la Comisia Europeană și în spatele cererii să avem această muncă de birou, cum spun unii, tehnică, dar care este foarte, foarte importantă. Iar după această muncă tehnică ar urma perioada de licitații. Este obligatoriu, urmează perioada de licitații și după aceea constructorul. După aceea, bineînțeles, să aflăm constructorii. Dar până atunci, nu m-aș duce așa de departe. Noi, ca să putem prinde această perioadă, ca să avem și noi, că mulți mă tot întreabă acum în ultimul timp, gata, facem autostrada. Nu e așa simplu. Hai să ne vedem. Un om, ca să-și facă o casă, are nevoie de un aviz de mediu, are nevoie de un aviz de construcție, are nevoie de autorizație de construcție. În final, practic, are nevoie de un proiect. Ca el, după aceea, să știe cât îl costă acea casă. El nu se apucă de o casă fără proiect. Așa și aici. Nu ne poți apuca de o autostradă, mai o astfel de investiție, fără proiect. Problema e că ceea ce vă zic eu acum, aceste studii de fezabilitate trebuiau făcute încă de acum, hai să spun, 4 ani de zile. În 2016, ele trebuiau începute serios. Și noi astăzi discutam altfel. Astăzi nu mai discutam despre revenirea la studii de fezabilitate, ci discutam și ne puneam problema cum vom accesa fonduri europene pentru construcția autostrăzii. Și dacă vorbim despre acest studiu de fezabilitate, cine se ocupă? CNAIR-ul ca și instituție? Ca și instituție coordonatoare este clar și de control este CNAIR-ul. Așa. Împreună cu Ministerul Transporturilor. Aici mai este implicat Ministerul de Finanțe, că e vorba de buget, este implicat Ministerul Mediului, că până la urmă e vorba de avizele de mediu, și bineînțeles consiliile județene de pe tot traseul autostrăzii, care vor trebui să emită la rândul lor aceste autorizații de construcție, avize de mediu, primăriile, care iarăși sunt probleme cu terenurile, cu expropierile, pentru că vor fi și astfel de expropieri. Iar dumneavoastră, în calitate de consilier onorific, cum vă veți desfășura activitatea? Mai mult veți fi plecat la București? Cum anume veți proceda? Aveți un grup de lucru aici la Iași? Noi vom deci grupul de lucru e constituit din cele două asociații. Pentru că noi, atât eu cât și Adrian Covăsneanu, că nu v-am spus poate, în primele 6 luni sunt numit eu, următoarele 6 luni mă va înlocui Adrian Covăsneanu. Dar noi vom lucra într-o echipă, iar mandatul nostru este dat de cele două asociații, Împreună pentru A8 și Moldova Vrea Autostradă. Deci noi, practic, tot ce vom face în baza acestui mandat. Legat de program, vom stabili de aici încolo. Vă dați seama, și noi avem familii, avem business-urile noastre, că din asta trăim. Eu merg la București, spre exemplu, și după aia o să meargă Adrian, pe banii noștri mergem. Și, bineînțeles, sperăm să primim și un ajutor din partea asociațiilor și a oamenilor de afaceri, pentru că, până la urmă, noi mergem acolo pentru o investiție care, zicem noi, ni se va întoarce ulterior. Iar dacă vorbim despre această inițiativă, să fiți numiți consilier onorific, cum a venit? Cum ați primit-o? Vă dați seama, am primit-o cu optimism, pentru că am constatat că atât din parte, de fapt, ea a plecat de aici, de la Iași, și în momentul în care domnul deputat Bodea, președintele, e foarte important de știut că este președintele Comisiei Transport în cadrul Camerei Deputaților. Noi chiar am spus la un dat, parcă s-au aliniat așa puțin și pentru noi planetele, pentru că, iată, avem un președinte al Camerei, un președinte al Comisiei Transport, respectiv domnul Bodea. Care avem, e de aici, pe care îl cunoașteți. Aici. Avem la Ministerul Mediului, avem pe domnul Alexie, care iarăși e de aici și dânsul s-a arătat deschis de a colabora. După aceea, această echipă, am văzut-o mai departe că știu să pună problema la București și am văzut cum s-au purtat discuțiile pe lângă la Ministerul Transporturilor în prezența Ministrului Transporturilor. Deci, avem și la Comisia de Transporturi, iată, o doamnă, sperăm că o să urmeze și o vizită acolo, pentru că avem nevoie de finanțare, de susținerea Comisiei Europene.
Deci noi spunem că... Domnule Urtoi, deocamdată suntem optimiști. Spuneți că sunt foarte multe avize de obținut. Așa este. Cel mai greu de obținut, care avize ar fi? Sincer. Și ce ar dura cel mai mult? Voința politică. Ăsta e cel mai greu aviz. Voința politică și eliminarea birocrației. Dacă noi avem voință politică de la București și de la Iași pe tot traseul și se elimină acea birocrație, nu birocrație, nu să fiu înțeles, noi nu vrem să sărim niște pași. Nu, dar se pot face acești pași mult mai repede și fără orgolii. Fără orgolii politice, cred că înțelegeți ce vreau să zic. Exproprierile ar fi un obstacol mare atunci când nu știm. E vorba despre... În acest moment nu știm. Ca să ajungem la faza cu exproprierile, trebuie să vedem, să trecem de prima etapă de discuții, de programul care vom avea și, bineînțeles, să discutăm, vom merge în teren să discutăm cu consiliile județene, cu primarii, să vedem ce se întâmplă pe traseu. Noi, deocamdată, trebuie să vedem și traseul cât de cât care va fi. Și de la cine vine această propunere privind traseul? Sau la fel, e vorba despre o comisie care hotărăște acest lucru și veți fi și dumneavoastră în acea comisie? În principiu, traseul este în linii mari stabilit, dar în final, acest traseu va fi definitiv în urma studiilor de fezabilitate și a proiectului, exact ce vă spuneam. Atunci se decide. Atunci se decide exact pe unde va trece această autostradă. Plus, minus, știți cum e... Rămân totuși niște plus, minus câteva zeci de metri, sute de metri, se va vedea. Dar în linii mari, traseul autostrăzii va fi stabilit în urma acestor studii de fezabilitate. Ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Și eu vă așteptăm mulțumesc. Să veniți și cu alte noutăți când vă întoarceți de la București. Noi am și spus, vom ține legătura prin presă cu cetățenii orașului și cu cei din Moldova. Pentru că până la urmă noi reprezentăm... acest deziderat al ieșenilor și al moldovilor de a avea această autostradă și nu numai. Aici vorbim și de autostrada A7 și de celelalte proiecte de infrastructură ale Moldovei. Și ca să le reamintim celor de acasă, câți ani are acest proiect de când a fost demarat? Eu știu exact. Sau inițiativă? Eu știu exact. 3 mai 2007, pentru că pe 3 mai e ziua mea și am reținut foarte bine această dată. Deci 3 mai 2007 e prima oară când s-a vorbit de acest proiect. Mulți ani. Sperăm să fie cât mai puțin până va fi realizat acest proiect. Vă mulțumesc încă o dată și spor în tot ce faceți, vă doresc. Mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare.